Pentru cei care sunt, pentru toți cei care au fost la minoare.
Maica Domnului ne străjește pe noi, deși bine ar fi, frumos ar fi, plăcut ar fi, ca după rânduială și tradiție, spuneau bătrânii, când părintele eu a fost stareț, eu mazilu, când se umplea curtea mănăstirii de pelerini, toată noaptea o cinsteau lăudând-o prin cântare pe Maicuța Domnului. Avea o mare evlavie la Maica Domnului. Așa că Maicuța Domnului și are locul aici, ea este stareța locului, este stăpâna noastră tuturora, este regina îngerilor, împărăteasa cerului și a pământului. Și credincioși și buni evlavioși, așa știu să o cinstească pe Maicuța Domnului.